La pescăriile din piața centrală s-a format aglomerație încă de la primele ore ale dimineții. Caraz, novac, păstrăv, crab, dar și scrumbie au fost sortimentele de pește cele mai căutate de către giurgiuveni. În ceea ce privește prețurile, aceștia spun că sunt accesibile chiar și pentru buzunarele pensionarilor, iar indiferent de situație, tradiția trebuie respectată. Pentru ce așteptați? Să iau pești. Respectați tradiția asta, se mănâncă pești? Da, se mănâncă. Prețurile cum vi se par? Așa, așa, așa. Ce sortiment de... exemplu, iau păstrăv și costă 200 kg. Ce pește vreți să cumpărați? Să vă uit acolo, să vedem de care mi s-o părea mai frumos. Respectați tradiția? De bună vestire să mâncați pește? Așa, de bună vestire. Da, da. Exact asta am întrebat-o, că e mai în vârstă și am vrut să știu dacă într-adevăr știe că respectăm tradiția. Și am întrebat-o, dar ce sărbătoare este astăzi? Și dânsa, n-a știut să-mi spun. Dumneavoastră ce pește doriți să cumpărați? Nu știu, eu de obicei nu mănânc. Iau pentru maica mea, care tot așa este în vârstă și ține neapărat astăzi. Ce pește vreți să luați? Cod de ăsta mic, de prăjit de părțit. Da. Prețurile cum vi se par? Bunicel. Bunicel. Bune aici. Întotdeauna am luat de aici și mi-a plăcut. Către pește proaspăt nu vă îndreptați? Preferați mai mult cel cont? Săptămâna trecută am luat de la, dar acum să împărțească bab. Uite să iau și eu doi peștișori. Respectați tradiția de bună vestire să mâncați? Da, da. Prețurile cum vi se par? Nu știu, că nu prea am mai venit, că am fost operată și nu prea am mai venit. Cam către ce sortiment v-ați îndrepta? Macrou din ăla, că la nu prea are oasă. În funcție de portofeli, unii au ales să cumpere păstrăv, crab sau scrumbie, în timp ce alții s-au mulțumit cu cara sau novac. Pentru un kilogram de caraj, giurgiuvenii au plătit 7-8 lei, iar pentru unul de crab, 15 lei. Ceva mai scump au fost păstrăvul și scrumbia. Pentru aceste sortimente, clienții au plătit 20 de lei pe kilogram. Pentru cei care preferă peștele congelat, comercianții au pregătit pentru ei sortimente ce nu depășesc prețul de 18 lei pe kilogram. Postul Paștelui este cel mai greu de peste an, în cele 48 de zile. Credincioșii au doar două dezlegări la pește, de bună vestire și de florii.